Ceasul este 20 împărțit la 45, iar în continuare ne aflăm la o barieră din comuna Străiești, alături de First Jaff-ul Bike, cumpărat de la First Jaff Bike în 2011, parcă, care a avut două rupturi de cablu. Primele două cadruri au fost de aluminiu, care au fost înlocuite cu un cadru de noțel, care este cel din imagine. Vreo 4 rupturi de schimbător spate, mai să cred că e al 5-lea schimbător de viteze cumpărat. Mai multe pene la roți, cauciucul din spate schimbat. Și am făcut plimbarea de inaugurare, prima din 2015, după ce am schimbat camera la roata din spate, care s-a spart prin octombrie anul trecut, când o duceam în Străiești la țară. I-am pus baterii încărcate la stopuri, pe care le voi porni deoarece mă voi pune în mișcare, deoarece voi pedala pe la Suceava pe timp de noapte. Pentru aceasta am pus două lanterne. Prima o lanternă veche de vreo 2-3 ani, care merge destul de binișor. Cealaltă de anul trecut s-a rupt în urma unui accident și a trebuit să cumpăr una nouă. Am luat una mai profesională de tip polis. Să o prindem. Așa. Lanterna are mai multe faze. Acesta este semnalul Morse SOS, care oricum nu cred că voi avea nevoie de el. Este de tip zoom. Cum vede foarte bine. Și sper să ajung la 9 jumate în Suceava. Cam depinde. Mai ales că n-am mai pedalat de vreo 7 luni de zile. Oricum voi pedala. Iar aceasta este luna care este plină. La revedere! Ceasul este 21 părțit la 02. Iar în continuare am întâmpinat următoarea problemă, la care nu mă așteptam, evident. Este o invazie de cărăbuși. Sunt fără număr, se izbesc în mine, în acoperișurile caselor, în copaci, în orice. Va fi un drum mai dificil, deoarece nu mi-am luat ochelari de protecție. Dar asta e. Se aude un zgomot ca curent din altă tensiune. Se pare că vor mânca toți copacii. Dar asta este problema copacilor, nu a mea. Și îmi voi continua drumul până la casă, după care îmi voi lua ghiozanul și voi porni spre Suceava. Să fie interesant. Dar vom vedea. Ceasul este 21 împărțit la 38, iar în continuare tocmai am trecut de sensul giratoriu de la Zidul Morții, care este în spatele meu. Se poate observa un avion care trece pe lângă luna. Ia se observă. Vom da focalizarea la maxim. Și s-a dus. Voi continua după aia drumul spre Suceava. Mai am puțin și un deal foarte mare. La revedere!